deja că armura prezentă la cheie ne transmite care sunt notele alterate pe întreg parcursul lucrării muzicale. Dacă în cazul armurii cu diezi, ultimul diez ne ajută în descoperirea tonalității, în cazul armurii cu bemol, regulile sunt diferite. Să luăm ca exemplu tonalitatea cu 3 bemoli la cheie. Regula. Penultimul bemol de la cheie ne spune numele tonalității în care ne aflăm. Să analizăm poziția acestuia. Fiind așezat pe al patrulea spațiu, numărând de jos în sus, adică pe poziția notei Mi2, bemolul transmite că ne aflăm în tonalitatea Mi bemol major. Deci Mi bemol major are în componența sa trei bemoli. Si bemol, Mi bemol și la bemol. După același principiu, care ar fi tonalitatea cu 5 bemoli la cheie? Si bemol, Mi bemol, La bemol, Re bemol și Sol bemol. Penultimul bemol în acest caz este Re bemol. Simplu! Ne aflăm în tonalitatea Re bemol major. Ce facem însă dacă la cheie avem un singur bemol? Ei bine, tonalitatea cu un singur bemol la cheie se numește fa major. Iar acest lucru îl cunoaștem deja din lecția Structura gamelor majore. Lecție în care am învățat că semitonurile într-o gamă majoră se formează între treptele 3-4 și 7-8 iar acest si bemol apare ca necesitate de a crea semiton între treptele 3, 4. Haideți să descoperim toate tonalitățile cu bemoli pe care le poziționăm în stânga ceasului în ordinea inversă a acelor de ceasornic. Tonalitatea cu un bemol știm deja că este fa major. Doi bemoli, si bemol major. Cu 3 bemoli, mi bemol major. 4 bemoli, la bemol major. 5 bemoli, re bemol major. 6 bemoli, sol bemol major și 7 bemoli, do bemol major.